Mi se pare că am venit tuscă. Am râs. Nu, e permitut. 7:30. Chiar și în vremuri de pandemie, constanțenii vor să se bucure în familie de sărbătorile pascale așa cum se cuvine. Astfel, aceștia își fac liste și își impun un buget fix cu această ocazie. Nici carnea de miel nu va lipsi de pe masa de Paște. De astăzi și până pe 10 aprilie, locuitorii orașului de la Malul Mării își pot cumpăra carnea de miel din două piețe din Constanța. Producătorii avizați umplând deja halele cu carne proaspătă. Este prima zi în care fermierii și-au adus miei în piețele din municipiu. Constanțenii au venit în număr mare la cumpărături încă de la primele ore ale dimineții. Cumpărăm, da. Ce buget ați alocat pentru masa de Paște de anul acesta? Dacă cumpăr și mielul, vreo 5 milioane, 500 de lei, cam așa, mai subțirel, că e mai bine. Jumătate. Jumătate, știți? Nu stau undeva la 9 kg. Cât are? Iată, trebuie, dar la 9 ăsta e. În condițiile actuale, care prevăd o serie de măsuri de protejare a sănătății populației, comerțul cu carne de miel se desfășoară în numai două piețe agroalimentare administrate de RAE DPP, în zone special amenajate. Sunt puse la dispoziție 12 locuri în hala de lactate din piața Griviței și 4 locuri în piața Tomistrei. Eu mâncat și o pulpă de aia mai micuță din fața asta, că singură, doamnă, eu nu, nici bani, ce pensie am. Producătorii care și-au arătat interesul să comercializeze în acest an carnea de miel în piețe provin din județele Constanța și Tulcea, iar miei sunt sacrificați în abatoare autorizate. Fermierii spun că numărul clienților a scăzut anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Cât este kilogramul de carne de miel anul acesta? 25. Sunt clienți? Da. Mai puțin față de alți ani. Mult mai puțin. Datorită pandemiei, momentan, nu prea sunt clienți. Vom vedea zilele următoare, e abia prima zi. Trece la abator, vii, se taie acolo. Și după aceea cu mașina abatorului se vine aici, în piață. Plătim acolo taxe de jupuri, de... Ajungem aici. Ce ați sesizat anul acesta în piață? Se cumpără miei ca în anii anteriori? Nu este lume. Din cauza virusului care s-a anunțat, nu este lume. Nu vreau să mă. Regulile privind distanțarea socială și de a intra în hală în mod organizat trebuie respectate și de clienți, pentru a preveni aglomerația. Autoritățile recomandă constanțenilor să respecte recomandările, să desemneze o singură persoană din gospodărie care să facă aprovizionarea și să își întocmească de acasă o listă de cumpărături. Totodată, persoanele care nu au împlinit vârsta de 65 de ani sunt rugate să se deplaseze la piață în afara intervalului orar 11-13 pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19.